Dragii mei, vă salut cu mult drag și sincer să vă spun, parcă cu emoție mare am așteptat momentul de față. Iată că a trecut o săptămână de la ideea pe care am avut-o împreună cu Otis să facem treaba asta. Din motive foarte clare pot să mai reamintesc câteva dintre ele. Unul dintre ele este pentru că în vremuri grele, în vremuri de criză, în vremuri când poate că panica sau înainte de panică, timpul de îngrijorare, de întrebări fără răspuns a foarte multora dintre noi există și se manifestă. Avem nevoie de sfaturi, avem nevoie de încurajări, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de cuvinte pe care să le transmitem de la inimă la inimă. Și pentru că de foarte mulți ani sunt implicat în lucrarea asta de a ajuta pe cei care sunt în preajmă, m-am gândit că nu e drept din partea mea și din partea colegilor mei, care am văzut că aproape în întregime și-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și a dumneavoastră resursele, în clădiri, în locuri speciale în care pot să transmită, sau, exact ca și mine, mult mai improvizat, în casă. Sigur, mai sunt foșnete, mi-au mai spus de sunet, nu e nimic perfect, dar acum nu suntem în timpul în care să ne gândim foarte mult la aspecte de genul ăsta, ci e un timp în care să ne putem încuraja unii pe alții. Vedeți, acum în prima linie sunt medicii și asistentele și tot aparatul ăsta medical, pentru că omul are probleme în lupta cu acest virus în trupul lui. Dar zic, la fel, dacă nu mai mult, ca și slujitori al lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm cu sufletele oamenilor. Pentru că noi știm că trupul acesta are o valoare foarte mare înaintea lui Dumnezeu, dar totuși este limitată și trebuie să adăugăm și faptul că Biblia spune că omul din partea lui, asta exterioară a trupului, este țărână și țărâna se va întoarce într-o zi în țărână dacă nu intervine între timp transformarea de care vorbește Sfânta Scriptură, când ce este muritor în noi va fi înghițit de viață. Gândind doar prin cele două perspective, respectiv sufletul este nemuritor și este partea din Dumnezeu și că orice ființă umană venită pe planeta asta va trăi veșnic, într-o parte sau alta, ne dorim cu toții să trăim în prezența lui Dumnezeu, în împărăția Lui, atunci aș spune că este foarte justificat ca cei care se ocupă de sufletele oamenilor, pastori, învățători, evangheliști, preoți, cum purtăm titulaturile astea de slujitori ai altarului, de slujitori ai semenului și aproapelui nostru, că trebuie să fim acolo pe baricadă astăzi, cum putem, pe unde putem, mulțumim lui Dumnezeu pentru că încă funcționează internetul și că o mulțime de oameni pot să audă de la unul, de la altul, mesaje de încurajare, mesaje care să ne ridice sufletele noastre și să ne apropie într-un fel, măcar așa, unii de ceilalți, pentru că e un timp complicat. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, pe toți colegii, pe toți slujitorii care, poate vizibil sau o mare parte invizibil, faceți lucruri pentru sufletele oamenilor, pentru că acesta este cel mai valoros lucru. Putem să pierdem sau să câștigăm lumea, putem să avem o sănătate de fier sau una șubredă. Dacă sufletul nostru este în regulă, putem să stăm liniștiți la ora asta. Dar de aceea am vrut să readuc aminte motivațiile pentru care vrem să facem lucrurile acestea. Aș vrea să vă spun că m-am gândit pentru astăzi la un text din Biblie foarte frumos. Ultima dată am fost împreună cu corabia lui Noe și mulțumesc foarte, foarte mult de multele mesaje pe care mi le-ați trimis, de încurajare, de crenguța de măslin. Unii a spus că au fost mai multe crenguțe prin mesajul care Dumnezeu mi l-a dat. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe cei care mi-ați trimis mesaje chiar emoționante, de-a dreptul înlăcrimați. Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți. Recunosc că am avut și eu lupte zilele acestea, dacă se mai continui sau nu.
dar cumva Duhul lui Dumnezeu mă tot dirigează și mă împinge de la spate ca să continui să fac treaba asta și probabil că voi evita. Chiar azi un prieten cred că mă urmărește acum, nu-i dau numele, m-a chemat duminica viitoare în biserica dumnealui să predic. Probabil că îl voi refuza, sigur, așa cum știu să refuz, cu dragoste, pentru că eu cred că și prin prezența mea în casă, încurajez statul în casă, pentru că asta este cea mai bună armă de a lupta împotriva acestui virus, de a proteja pe alții și a ne proteja și pe noi. Așa că probabil că până se va termina criza, nu mă voi duce să predic într-o biserică, mai ales că prietenii mei mi-au spus că e foarte complicat să predici într-o biserică goală și mă gândesc că exact asta e, dar la mine acasă aici e altceva, e puțin mai multă, mai puțină luptă cu golul, pentru că în biserică, fiind obișnuiți cu oamenii, deodată absența lor ne poate duce într-o stare în care să nu fim largul tău. Bun. Mă întorc și astăzi o să avem un studiu, o lecție, un cuvânt de încurajare din penultimul capitol din Faptele Apostolilor. Spuneam, suntem pe mare, nu o să mai citesc în întregime acest pasaj că este lung, dar o să-l iau bucată cu bucată și acum vă fac o prezentare generală. Pavel, după toate întâlnirile pe care le-a avut cu mai mari imperiului din vremea aceea, Felix, Festus, Agripa, din cauza slujirii lui Iisus Hristos și a mărturiei Evangheliei adevărate, iată că el, ca cetățean roman, este trimis să fie judecat la Roma. Și pleacă cu o corabie și aș vrea să punctez câteva lucruri din acest. Deocamdată nu, dar după aceea un naufragiu foarte, foarte complicat, foarte greu, pe care Sfântul Apostol Pavel și cei 200, mi-am notat aici, 276, printre care erau și întemnițați, și el era unul din întemnițați, dar avea parte la un moment dat de un tratament mai relaxant, după cum am văzut, pentru că era un personaj cunoscut și de încredere în raport cu cei care erau autoritate pusă peste corabie și peste cei care trebuiau să meargă înspre Roma. Dragii mei, primul pasaj pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este discursul Apostolului Pavel din capitolul 27, versetul 9. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți. Să auzim ce a zis. Și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Aceasta este una din intervențiile pe care, să zic așa, deținutul Pavel, care nu avea roluri acolo de a conduce el lucrurile, dimpotrivă, trebuia să stea în banca lui, totuși are o intervenție în momentul ăsta și le spune acestor oameni că există un pericol dacă ei o să meargă în momentul acesta într-un timp neprielnic. Cunoștea totuși acest filozof care este Pavel, cunoștea și regulile naturii și timpul și spunea: nu cred că este un timp în care trebuie să plecăm. Și vreau să vă avertizez că s-ar putea să fie primejdie, s-ar putea să fie pagubă și aș vrea să vă spun că nu mai primejdie pentru corabie și pentru încărcătură se poate întâmpla ceva mai grav, că s-ar putea la un moment dat să intre în jocul ăsta și viețile oamenilor. Dragii mei, unul din lucrurile foarte importante la care cred că ar trebui să ne gândim acum în perioada asta, că primul mesaj care l-am avut duminica trecută a fost axat pe Psalmul 46, opriți-vă. Atunci când te oprești, de fapt unul din motivele pentru care ne oprim ca și șofer la o intersecție, este că vrem să fim atenți
în stânga, în dreapta, la oprirea sugerează imediat atenție. Și aș vrea să spun că oprirea asta care o avem prin acest virus în lumea întreagă, și acum vorbim de poporul român care mă înțelege acum, oprirea asta sugerează o atenție sporită. Poate că n-am avut o atenție sporită până acum. Primul lucru la care aș vrea să medităm, să învățăm, că până la urmă asta este ideea principală, să învățăm astăzi, este să fim atenți la cuvântul ăsta ascultare. Cred că una din marile probleme care a concurat chiar și la acest naufragiu, pe care Pavel îl va readuce acest subiect în atenție mai târziu, este neascultarea acestor oameni, spunându-le trebuia să fii ascultat. Lăsând să se înțeleagă că dacă acești oameni care au condus corabia, sigur, ei, comandanții, dar și ceilalți din corabie, o să revin și la dumnealor, ascultau, putea să nu se întâmple lucrurile astea. Știu că multe întrebări pe care le avem în mintea noastră acum nu vă pot răspunde la ele. Dacă noi eram diferiți ca și popor al lui Dumnezeu, ca și creștinism în România și ascultam de Dumnezeu și trăiam o viață corectă, puteam să evităm acest virus, această boală sau nu puteam să o evităm? Sunt întrebări la care nu poți să dai răspuns așa puteam, da sau nu, pentru că cel care este suveran este Dumnezeu. Dar uitându-mă în ochii dumneavoastră și uitându-mă în conștiința mea și în sufletul meu, totuși pot să vă spun ceva foarte clar astăzi. Foarte multe lucruri care au venit în viața mea personală și în viața dumneavoastră personală și foarte multe lucruri negative și foarte multe suferințe și foarte multe lucruri pe care nu le mai specific aici puteau fi evitate dacă noi am fi ascultat de Dumnezeu și de cuvântul Lui și de ceea ce El ne-a chemat în tot decursul anilor, în decursul și în scurgerea anilor până în ziua de azi. Deci, de foarte multe ori în viața noastră ce s-a întâmplat au fost niște consecințe, iar cauza fiind neascultarea. Neascultarea. De aceea este extrem de important să învățăm lecția asta numită ascultarea. Dragii mei, cred că vă aduceți aminte de un text din Scriptură foarte, foarte important. Este în joc aici unul dintre oamenii importanți ai Vechiului Testament, primul împărat al lui Israel, care este Saul. Căreia Dumnezeu îi cere și nu intru niciun detaliu, să facă ceva atunci când a trimis într-o acțiune de luptă, de război și a zis faci așa, faci așa, faci așa. Asta îți cer eu, Dumnezeu, să faci. El n-a făcut așa în totalitate. A făcut o mare parte din ceea ce a cerut Dumnezeu, dar nu tot ceea ce a cerut Dumnezeu. Și sigur, atunci când profetul lui Dumnezeu Samuel se întâlnește cu Saul, el simțea Saul că nu a făcut ce trebuie și spune atunci când se întâlnesc că Dumnezeu să fie binecuvântat, zice, fii binecuvântat de Domnul, adică omul al lui Dumnezeu Samuel, și vreau să spun ceva, am păzit cuvântul Domnului, pentru că uneori în viață noi am jucat un fel de, poate teatru, un fel de piesă, prin care am vrut să-i spunem lui Dumnezeu mereu așa, un fel de joc, dacă mi este permis, un joc așa psihologic, când vrem să derutăm pe celălalt și vrem să-l întâmpinăm luând noi cuvântul prima dată, înainte să vorbească el, încercând să-l deviem într-o parte și în alta, și când s-a apropiat profetul, a zis Saul, Domnul să te binecuvânteze, fii binecuvântat, vreau să spun ceva. Te rog să fii liniștit. Am ascultat și am păzit cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, într-un rafinament aproape umoristic, cu un simț al umorului, pentru că și Dumnezeu și oamenii lui au simțul umorului, au zis, Samuel, știi ceva? Ce înseamnă beheitul acesta de oi care ajunge la urechile mele? Și ce înseamnă mugetul acesta de oi pe care l-aud? Au niște sunete. Poți să-mi spui, Saul, ce înseamnă până la urmă cuvântul ăsta tău de prezentare, am păzit cuvântul tău, că aud ceva care n-ar trebui să aud. Animăluțele astea nevinovate, dar în implicarea acestui moment trebuiau să fie ucise, se aud. De ce se aud lucrurile astea? Poți să-mi spui? Și textul merge și curge și sigur că până la urmă Samuel îi spune, aș vrea să spun o întrebare. Crezi că lui Dumnezeu îi place mai mult jertfele
Crezi că lui Dumnezeu îi place mai mult arderile de tot? Ce crezi tu, Saule, că îi place lui Dumnezeu mai mult? Jertfele? Arderile de tot? Tot sistemul acela a jertfelor? Sau ascultarea? Te întreb, ce crezi că l-ar impresiona sau i-ar place sau i-ar fi drag mai mult lui Dumnezeu să găsească în viața ta, în viața mea și în viața tuturor? Ascultarea sau sacrificiul acestor animale și acestor jertfe? Și cu siguranță știți care este răspunsul, nu? Ascultarea face mai mult decât jertfele, iar neascultarea de Dumnezeu este la fel de penalizată și vinovată ca și închinarea la idol foarte gravă în contextul poporului evreu, dar și al nostru, și ca și închinarea la terafim și la alte lucruri. Deci, aș vrea să subliniez foarte apăsat ceea ce ar trebui să învățăm în zilele acestea ar fi următoarea lecție. Să învăț să ascult de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Ce să vă zic? Dumnezeu să ne ajute să facem treaba asta. Ceea ce, de fapt, în textul pe care l-am vrut spre analiză, nu s-a întâmplat. Pentru că faptele apostolului spun foarte clar că după ce Pavel a avut discursul ăsta și a zis aș vrea să nu porniți la drum pentru că vreau să anticip că nu va fi bine, se va întâmpla asta, va fi în primejdie de viața voastră, se vor fi pagube și se va pierde și corabia. Deci, aș vrea să nu porniți. Dar ascultați versetul 11. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Zic aici vorbele lui Pavel. Vorbele lui Pavel, Pavel fiind un întemnițat care mergea la Roma să fie judecat, prezumția de nevinovăție, să o lăsăm, să existe. Dar pe el era pusă o anumită apăsare și era o persoană care spui, bă, nu e în seamă, ceea ce s-a și întâmplat. Pavel și vorbele lui, deși era un om atât de important în vremea aia, în viața dumneavoastră și a mea, există niște oameni pe care îi trimite Dumnezeu, din când în când. Nu zic că sunt pastorii aia neapărat. S-ar putea să fie taică tău, pentru cei care sunteți copii. S-ar putea să fie mama ta. S-ar putea să fie bunica, s-ar putea să fie bunicul. S-ar putea să fie pentru unii, să fi fost pentru unii, că dacă e acum la prezent, putem să luăm o decizie corectă după cuvântul ăsta. Dar s-ar fi putut în viața unora dintre noi să fi fost soția, care să-ți fi spus de ani de zile, nu e bine unde te duci, nu e bine ce faci, nu e bine cum acționezi, nu e bine cum te uiți, nu e bine să faci asta. S-ar putea invers pentru unele să fi fost soții. Mergând așa, există niște vorbe care s-au mișcat în preajma noastră ani de zile. Vorbe. În dreptul căreia s-ar fi putut să spună vorbele lui Pavel, vorbele lui Gabi, vorbele lui Cutare, vorbele... Bă, ce are ăsta? Ce vrea să spună asta? Uite acum foarte mulți oameni îs interesați de niște vorbe. Cât de multă putere are un discurs? Negativ sau pozitiv? Scrie cineva... Virusul în România este mai slab decât Italia. Grozav! Deja și ne transformăm la față. Fraților, sunt niște vorbe. Dar nu e așa că vorbele primesc o valoare extraordinară atunci când ești în criză? Nu e așa că o vorbă spusă în criză e aproape un miracol? O vorbă care te poate ajuta să ieși de acolo? Dar înainte de criză, ce rost au vorbele? Ce rost au cuvintele? Ce rost au mesajele? Ce rost au îndemnurile? Ce rost au sfaturile? Biblia asta a fost lângă noi și înainte de criză. A fost în raft, a fost în geanta noastră, a fost în portiera noastră, a fost în biblioteca noastră. Predicatorii și eu a existat pe undeva. Tata a fost și el și mama și noi toți. Acum, aproape disperați, stăm ore întregi la televizor să spunem cât o mai murit, ce s-a mai întâmplat, o descoperit antidotul, n-o descoperit, a apărut un medicament. Suntem speriați și avem nevoie de vorbe. De vorbe ca să le auzim. Și dacă cineva spune, dacă mănânci leuștean, dacă mănânci rădăcină de ghimbir, dacă mănânci frunze de copaci, să știi că s-ar putea acest zil să fie neutralizat. Credeți-mă, mâncăm pe rupte ce ne spune oricine. De ce? Pentru că suntem într-o situație dramatică, aproape fără ieșire. Dar când ești acolo în port să pornești cu corabia și să trezești un neavenit numit Pavel,
marele predicator, pocăitul ăsta sau cum l-am fi numit, știu, a venit unul să zică, bă, nu plecați, că s-ar putea să fie primejdie, s-ar putea să fie pagube mari, s-ar putea să intrăm într-o criză economică cumplită, s-ar putea chiar viețile noastre să fie într-un pericol imens. Am și o predică de 5 minute, o să fie problemă. Cine îmi bagă în seamă? Cine pleacă urechea? E mult dacă te aude, dar dacă el mai cere și ascultare, ce ziceți? De cât timp ne vorbește Dumnezeu? O să învățăm în criza asta lecția ascultării? Nu știu. Acum vedem toți noi păstorii, plângem, ne văicărim, îi cerem lui Dumnezeu cumva să schimbe situația. Că dacă schimbă situația, o grămadă promit, nu mai lipsim de la biserică, nu mai facem asta. Dați-mi voie să spun că nu prea cred în astea. Pentru că noi trebuie să învățăm să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în vreme bună. Era timpul să asculte acum. Sigur că criza asta are un rost. Să ne facă atenți, dar să fiți pe fază după criză. Dacă Biblia, dacă cuvântul lui Dumnezeu și dacă tot ce se întâmplă acum va avea o valoare. Eu sunt un om pozitiv și vreau să cred că se va produce o mare trezire spirituală. Doamne ajută, Doamne lucrează. Dar momentul ăsta, spune sutașul care conducea toată această călătorie, zice, am vorbit cu cârmaciu. Și ce zice cârmaciu? E în regulă. Și cine sunt cârmacii? Profesioniștii planetei. Cei care le știu pe toate și cei care au în mintea lor toate lucrurile. Întreb și eu acum ca un om nimeni. Unde sunt profesioniștii planetei? Unde sunt oameni de știință, unde sunt ei care le știau pe toate, care nu aveau nevoie nici de, nu de oameni al lui Dumnezeu numiți Pavel, n-au nevoie de Dumnezeu, de nimic. Cârmaciu este profesionistul ăla care știe să conducă o corabie, știe când pleacă, știe când vine, știe vremea, știe timpul, știe pe toate. Și după aceea mai intervine cineva aici, care zice sutașul, am întrebat și stăpânul corabiei și ce a zis? Și stăpânul și cârmaciu zic că putem pleca la drum. Pavel, ai pierdut bătălia. Și ce se întâmplă? Ai zice că sutașul a ascultat mai mult, e important cuvințelul ăsta sau fraza asta, au ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele neînsemnatului Pavel. Deci aici este momentul. Ascult, dar de cine ascult? Odată pot să n-ascult deloc, odată pot să aleg o altă variantă a ascultării, să ascult mai mult de ei decât de vor. Bă, ascult și pe Pavel, dar mai mult ascult pe cârmaci și pe sutaș. Punctul ăsta e foarte important și n-am vrut să trec foarte repede peste el. De cine ascult eu mai mult în viață? Vreau să vă aduc aminte că cârmaciu și stăpânul corabiei sunt niște oameni. Oameni. Oameni importanți, oameni cu bani, oameni cu influență, oameni specialiști, oameni profesioniști. Au și ei rolul lor pe lumea asta. Dar atunci când trebuie să iei decizii importante în viață, întreb, de cine ascultăm noi mai mult? Vă aduc două momente care reprezintă aceeași idee. Dar să fie două argumente. Fapte, capitolul 4, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru și ucenicii și apostoli erau prins într-un moment în care au fost amenințați să nu mai predice, să nu mai se adune, să nu mai facă rugăciuni și mai ales să nu propovădească numele lui Iisus Hristos. Și mai mari norodului, marele preot, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și alții care conduceau în vremea aceea, le-au spus să se oprească. În capitolul 4, versetul 19, Petru și Ioan au un răspuns. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este în joc Dumnezeu și cuvântul Lui. Este în joc Dumnezeu și voia Lui. Este în joc Dumnezeu și principiile Lui. Este în joc Dumnezeu și valorile Lui. Scrise în cartea asta. Dar vă întreb pe voi, care conduceți
într-un mod sau altul, lumea asta, ținutul ăsta, planeta asta, noi suntem niște bieți ucenici, urmași al lui Iisus Hristos. N-avem structură, n-avem infrastructură, nu suntem șefi, nu suntem comandați, suntem o minoritate, Dumnezeu ne dă biruință, mii de oameni s-au întors, dar nu datorită nouă, datorită lui Dumnezeu s-a produs o minune, s-a vindecat un slăbănog, dar nu noi, numele lui Iisus, nu vă uitați la noi ca am fi noi cucernici, nu, Dumnezeu, Hristos, numele Lui este în toată povestea asta, dar totuși vreau să vă întreb, să judecați voi cu mintea limpede, dacă a mai rămas raționament în mintea voastră, când trebuie să asculți de cineva. Și în joc omul și Dumnezeu. De cine ar trebui să ascultăm? Judecați voi singuri. Am și eu încăpățânarea mea în multe momente dificile ale vieții și să știți că am avut momente de îndoială când m-am întrebat, Doamne Dumnezeule, nu sunt eu cumva în neregulă? M-am tot, în momentele delicate din viață, când trebuia să iau niște decizii, tot timpul mă zdrobeam săptămâni și luni de zile să văd ce vrea Dumnezeu. Sunt o grămadă de lucruri bune sau care par bune, dar care nu este Dumnezeu în ele. Sau nu este Dumnezeu în totalitatea lor. Și atunci n-ai cum să nimerești. Nu, viața nu trebuie să fie o loterie. Viața trebuie să fie condusă de voia lui Dumnezeu. Și atunci e foarte important să alegem de cine vrem să ascultăm. Și spune aici că a decis sutașul să asculte de cărmașii și de stăpânul corabii mai mult decât vorbele lui Pavel. Dau încă o foaie și ajung în capitolul 5. Din nou, mai mari norodului și chiar marele preot le-a spus din nou că ei nu s-au oprit. Au ascultat mai mult de Dumnezeu și au continuat să predice. Și le-au zis, v-am poruncit să nu faceți asta. Versetul 29. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie, de acum nu i-a mai spus și nu le-a mai spus judecați voi, că și-au dat seama că n-au reușit să judece. Rațiunea lor n-a funcționat. Și le-a zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Acum nu mai discutăm, de acum vă spunem clar. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Dragii mei, asta s-a întâmplat, au pornit cu corabia, n-au ascultat de vorbele lui Pavel și sigur că în problema asta a intrat și Pavel. Știu că aveți în inimă o anumită durere, o anumită nelămurire. Am avut-o și eu. Sigur că anii au trecut și Dumnezeu m-a mai copt, așa, m-a mai întărit, că sunt atât de multe momente în viață în care intri într-un naufragiu, într-o criză, într-o problemă, într-un necaz, nevinovat. Acum vă dați seama că sunt o grămadă de oameni care au ascultat de Dumnezeu în lumea asta, până la ora asta. Eu chiar cred asta. Acum să nu ne face impresia că toți oamenii au întors spatele lui Dumnezeu. Nu cred. Biserica lui Iisus Hristos, chiar dacă are momente de apatie, de de lene spirituală, totuși ea este acolo, inima lui. Ea este acolo în inima lui, ascultând de el. El este capul. În toate generațiile, biserica lui Iisus Hristos a existat. Există, funcționează, perfect. El este capul. Noi, ceilalți care suntem în biserica lui, suntem mădularele și acum în toate perioadele din istorie ea a funcționat și funcționează și la ora asta. Deci cum putem să spunem Dumnezeu a lovit lumea pentru că pocăiții nu au făcut ce trebuie. Eu cred că o mulțime mare de credincioși al lui Dumnezeu la ora asta fac ce trebuie și au făcut și în lunile și în anii care au trecut ce trebuie. Adică nu putem să-i punem pe toți pe făraș și să facem așa o gândire generalistă, să spunem, data, din cauza asta, suntem terminați, nu? Că nu ne-a plăcut nouă să ne rugăm, că ne-a rugat noi puțin, că am citit puțin Biblia, dar nu toți au făcut asta. Sunt o grămadă de oameni care au fost martirizați în anii ăștia. Martirajul creștinilor a fost mai mare acum, în ultimii 20 de ani, decât a fost în prima perioadă a istoriei bisericii. Biserica lui Iisus Hristos a funcționat, iertați-mă. Apostolul Pavel ajunge în naufragiul ăsta fără ca el să fi contribuit cu nimic la el. Și e important să știm asta, pentru că sunt o grămadă de oameni serioși și cuminți și credincioși și pocăiți care se roagă la ora asta, care nici măcar nu-i vedem pe rețelele astea. Da, clar. Și sunt acolo și îl caută pe Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu și știu și eu dintre ei care în zilele săptămânii astea se bucură în Duhul Sfânt, că au zis că nu s-au bucurat niciodată așa.
Deci este în regulă. Putem să ajungem în situații delicate fără ca noi să fim vinovați. Există multe răspunsuri, trec peste asta. Un al doilea lucru care vreau neapărat să îl accentuez aici, timpul zboară foarte repede, este filozofia asta mulțimii. Pentru că iată ce se întâmplă aici, cei mai mulți au fost de părere să plece. Nu numai că profesioniștii s-au dat cu părerea, au găsit acolo un liman și zice, nu, bă, nu ne oprim. Și vot în corabie. Cei mai mulți au votat în corabie să plece. Deci trebuie acum, în vremea asta cu virusul, cu vremea asta de criză, să ne învățăm că nu trebuie să ne dicteze agenda vieții noastre mulțimile. Cred că acum, în momentul ăsta, ne putem opri și ne întrebăm. Înainte de criză, curs, cine ne-a dictat nouă agenda? Minoritatea sau majoritatea? E o întrebare. În tot ce am făcut, minoritatea sau majoritatea? Sistemele democratice sunt democratice și funcționează cei mai mulți. Bă, dar în lumea lui Dumnezeu, mereu sunt mai puțini. Turma mică, mulți chemați, puțini aleși și așa mai departe. Poartă strântă, cale îngustă, puțini intră pe ea, poartă largă, care lată, mulți merg pe ea și întreb. Acum cine influențează? Mulțimile, majoritatea sau minoritatea? Pentru că e foarte important, acum când ne-am oprit, să ne uităm. Acum când ne-am oprit, să facem analiză. Că s-ar putea peste două săptămâni să ne ajute Dumnezeu să treacă criza asta, când nu vom mai reuși să facem atât analiză. Că iar n-avem timp, vă dați seama că toate ne-am lăsat în spate, agenziile, programările, munca. O să intrăm din următoarele luni de zile, nu o să mai avem timp nici să ne gândim la Dumnezeu. Credeți-mă! Credeți-mă ce vă spun, nu sunt acum să profețesc aici, pentru că o să fim atât de sătui de stat în casă, de tot ce facem acum, încât cu toate motoarele înainte, de nu o să se mai uite nimeni în spate, sau aproape nimeni. E foarte important cine ne influențează viețile, mulțimile, majoritatea sau Dumnezeu, cuvântul lui și voia lui. De partea cui suntem noi. Cred că foarte mulți ani ne-am lăsat dus de val. Bă, cei mai mulți fac așa, cei mai mulți merg așa, cei mai mulți spun asta. Am auzit prin familie, bă, cei mai mulți pleacă în țara aia să câștigăm bani. Bă, dacă cei mai mulți pleacă, plecăm și noi. Bă, cei mai mulți au biserică așa, cei mai mulți au succes așa, cei mai mulți au așa, toată lumea după ei. Cei mai mulți fac acum business, toți facem business. Cei mai mulți se roagă cu mâinile pe sus, cu mâinile pe sus, cei mai mulți invers. Și tot timpul noi nu am mai fost reali. Noi nu mai am mai fost noi înșine. Noi am fost niște copii. Noi nu ne-am mai trăit viața, ascultați-mă. Îmi pare rău și pentru colegii mei. Am început și predicatorii să fie niște copii ale altora. Am început să ne obișnuim cu hainele lui Saul. Păi cum să cadă Goliat? Când eu merg cu hainele lui Saul și după 3 metri când mă duc pe câmpul de bătaie, mă împiedic și îmi rup gâtul acolo. Și vine Goliat și îmi taie capul. Pentru că dacă nu ești autentic, dacă nu ești, bă, cel mai mult succes are asta cu muzica asta. Toată lumea cu muzica aia. Fii tu însuți. Pentru asta trebuie să stai de partea oamenilor puțini. Pentru că oamenii care sunt ei înșiși stau de partea puținului. De partea celor care devin deodată incomozi. Și nu, bă, să le plac la toți. Toți au Adidas ăștia, toți îmblăm cu Adidas ăștia. Toți au trainingul ăsta, toți cu ăsta. Deci asta arată că, de fapt, noi în ultimii ani am fost vânați de o filozofie care a apărut pe rețele peste tot, aproape în toate sectoarele vieții. Da? În toate sectoarele vieții mulțimile se comportă așa, toți ne comportăm așa. Mulțimile mănâncă asta, toți mâncăm asta. Bă, zic toți că e bine, zice. Zic toți că e bine să mănânci usturoi. Toată lumea mănâncă usturoi. Acum cred că v-am dat un exemplu bun. Nu? Toată ziua face asta, toată lumea face asta. Toată lumea face sală, toți mergem la sală. Toată lumea, să mă ierte acum, zic așa la ce-mi vine acum, din cap. Îți depozitate multe în cap și chiar azi am văzut o imagine așa și mi-a rămas. Deci mulțimea joacă un rol. În corabie, mulțimea a dictat cine pleacă, cine rămâne, când se oprește corabia și când merge. Nu Pavel a dictat, nu Dumnezeu a dictat, deocamdată. Cei care au dictat au fost mulțimele, da? 3. Ușu, cred că împart predica asta în două. 3. Știți ceva? A venit așa un vânt ușor.
Și vântul ăsta ușor nu o sperea pe nimeni. Sigur că noi am trecut toți prin moment dificil în țara asta, dar se pare că acum a venit un vânt numit Eurachilon. Dar înainte de Eurachilon, care acum suntem în el deja de ceva vreme, a venit un vânt ușor. Și spune că vântul ăsta ușor nu a sesizat nimeni că e o problemă. Și dincolo de vorbele lui Pavel, a făcut și Dumnezeu așa un pic de vânt. Păi zice, intru și eu în scenă, vorbele lui Pavel nu au fost în regulă, intru și eu un pic în scenă și dau un pic de vânt. Păi poate să prindă ăștia scorăbiori, sunt oameni învățați, oameni care pricep la ce oră e ceasul. Și zice, lasă un pic de vânt. Dar spune, când au văzut ei și au simțit vântul ei corăbiorii, au zis că s-au crezut stăpân pe țintă și au zis, bă, ridicați ancorele și mergem înainte. O mare problemă la care aș vrea să medităm acum în criză este mentalitatea asta care se numește suntem stăpâni pe țintă. Suntem stăpâni pe țintă? Bine, acum dacă mă întreb, ziceți că nu. Dar nu ne-am comportat ca niște oameni care suntem stăpâni pe țintă. Noi suntem stăpâni pe situație, cam asta înseamnă. Cine ne poate pe noi clinti din locul în care suntem? Oricine. Cine ne poate pe noi muta? Cine poate fura nouă perspectiva? Oricine, oricând. Dar impresia asta, crezul ăsta că suntem stăpâni pe țintă, să știți că acest mod de a crede și de a gândi, să știți că este pus la test în zilele astea și a căzut testul. Cine e stăpân pe țintă? Nemții? Ai zice că da, mă, că ești disciplinații planetei. Francezii? Englezii? Europa nu știe cum să-și dirigeze lucrurile. Americanii? Cine sunt stăpâni pe țintă? Intelectualii? Ar trebui să fie. Știu să înțeleagă vremurile mai bine decât oamenii? Ceilalți? Savanții? Ar trebui să scoată pe piață antidotul? Nu știu. Cine sunt oamenii care sunt stăpâni pe țintă? La ora asta, cred că nimeni. Și de aceea felicit, am făcut-o și aseară pe ministrul de interne din România, care și-a încheiat discursul dincolo de toate lucrurile bune, a zis că cel mai bun lucru este Dumnezeu să binecuvânteze România. Cel mai bun lucru este Dumnezeu să binecuvânteze România. Grozav! Dar, vedeți, asta nu prea se întâmplă atunci când trebuie. Când bate vântul ușor, toți ne ținem de țintele noastre. Dar uitați că dintr-o dată pe text apare, dintr-o dată, zice, a trecut repede, s-au dus și dintr-o dată, zice, a început să dezlănțuiască, zice, deodată s-a dezlănțuit, zice, un vânt foarte furtunos și puternic numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să se mai poată lupta împotriva vântului. Și ne-am lăsat duși de val. No, acum suntem în punctul în care nu putem lupta împotriva vântului, împotriva virusului. Ei n-au putut lupta împotriva vântului, noi nu putem lupta împotriva virusului. Și ce au făcut? S-au lăsat duși în voia lui. Exact ce facem noi zilele astea. Au trecut pe lângă un strop, pe lângă altul, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins în corabie frânghii, a venit ea, dumneai prezentă, frica și n-au mai știut ce să facă, au lăsat și pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de acest vânt. Cine este stăpân cu câteva ore înainte? Ei. Cine este stăpân după câteva ore? Vântul. Iată cât de repede poți să pierzi controlul vieții, a familiei, a societății și a lumii. Pentru că spunem toți predicatorii în ziua asta și spune Dumnezeu prin fiecare dintre noi. Cel care controlează toate lucrurile este Dumnezeu. De aceea Dumnezeu poate să binecuvânteze România. Și spunea Pavel, eram atât de tare bătuți de furtună încât am început să facem ceea ce se întâmplă în criză. Să începem să aruncăm încărcătura din corabie. Eu nu vreau să spiritualizez Biblia, dar să știți că ceea ce urmează în corabie este o criză economică. Pentru că încărcătura și valorile sunt aruncate peste bord ca să se facă corabia mai ușoară. Este o problemă acum și va mai veni una cu încărcătura care
vrând nevrând deja se vede și apare la orizont. Sunt 3 zile de naufragiu, soarele și stelele refuză să se mai arate și furtuna este atât de puternică încât scrie Sfântul Apostol Pavel: am ajuns într-un punct foarte critic, este vârful, pierdusem orice fel de nădejde. Suntem în punctul ăsta. Nu știu cum ne aflăm, nu știu ce am văzut și eu imagini din Italia, sunt îngrozit, sunt speriat când le văd, după aia mă întorc la Dumnezeu, îi spun, îi vorbesc, mă întăresc. Suntem într-un punct foarte complicat. Nu știm ce va urma în România, sunt tot felul de pronosticuri, aud, văd, ne plimbăm de la o știre la alta, sunt mai multe scenarii, câte unul ne place, îl ascultăm. Zice, bă, nimic nu e adevărat. Zice, nu e adevărat nimic, totul este o făcătură. În spate e altcineva care ne manipulează, ne duc, vor. Știți ceva? Îmi place asta. Scenariul ăsta mi-i drag. Că zic, bă, dacă ei îi lasă un punct, trebuie să moară nu știu câți oameni. Nu mai îmi place scenariul ăsta. Trebuie să moară bătrânii. Deja am și eu 50 de ani. Încep să mă gândesc că nu mi-ar place. După aia vrem să rămână numai aia. Și când auzi toate scenariile astea, deci nu mai vezi nici soarele, nici luna, nu mai ai nicio speranță. Suntem în casă de câteva zile, am mai ieșit de acum atât restricțiile tot mai mari, mai mari, mai mari. Mă întreba cineva, ce zici de restricțiile astea? Eu mă bucur, mă, că dacă sunt mai multe restricții, șansele de viață cresc. Am ajuns să ne bucurăm de restricții ca de o binecuvântare de la Dumnezeu. Da? Și au ajuns într-un punct maxim. Se spune că românii o să ajungă în punctul maxim, nu știu, peste o săptămână sau două, în vârful epidemiei. Nu știu. Mi-ar place să fie atins vârful, să o luăm invers. Dar tot mă uit pe televizor acolo sau pe știri, pe internet, că deja sunt 400. Eu am dat și eu niște pronosticuri de câteva mii. Nu știu, în realitate, toți ne dăm cu părerea, mint, nu e așa. Nu știu exact ce să vă spun, dacă suntem în vârf sau nu, dar ce vă spun de aici din naufragiu, că au ajuns în punctul maxim în care a spus nu mai este nici o nădejde de scăpare. În toată perioada asta m-am întrebat și ne întrebăm un lucru. Care e rolul nostru ca și Sfinții al lui Dumnezeu? Avem noi un rol în povestea asta? Copiii lui Dumnezeu, cetatea așezată pe un munte înalt ca să fie vizibilă, mai funcționează? Mai suntem noi într-o lume care și-a pierdut gustul în total de viață, de tot? Sare? Adică să mai dăm gust? Să mai dăm gust într-o lume care a intrat într-un soi de putrefacție, a disperării? Oare mai suntem noi ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim fii ai păcii? Sau suntem niște surse care împrăștiem groaza? Iertați-mă, mi-e telefonul în față. Dacă citesc mesajele și tot ce am primit ultimele 2 zile de la presupușii sfinți al lui Dumnezeu, deci știrile de la ora 5 0. Deci eu nu mai dorm la noapte. Dar le ascult 3 minute, plec. Ori fi adevărate, ori fi, Dumnezeu mi-a lăsat libertatea să păstrez ce-i bun și din toate păstrez liniște. Zic, Doamne, mă încred în Tine. Ori fi drepte, că vin niște dezastre mai mari, că vin niște ciume, care asta e zero ce se întâmplă, nu știu, că un alt mesaj cu jumătate de oră înainte să vin, pe care l-am primit, că mesaj, toți românii trebuie să întoarcă în țară, ca și cum România ar fi un fel de Eden. Uitați de asta. Și așa mai departe, că virgulă care nu vine, va fi vai de el și care n-apucă, că Dumnezeu se va judeca cu Germania, cu Portugalia, cu Spania, cu America. Uita niște țări, dar nu contează. Dar cel mai tare cu Spania. Dragii mei, au visat cineva într-o noapte. Nu, și eu am visat nopțile trecute. Nu știu ce am visat. Am și eu. Nu vreau să judec pe nimeni, dar spun, ce rol credeți că avem un rol sau nu avem în vremea asta? Noi, eu care vă vorbesc acum, dumneavoastră care mă ascultați, noi, pocăiți, de fapt, care-i rolul nostru în timpul ăsta? Și când totul s-a dus până la vârf, și ce se ridică în picioare? Cine credeți dumneavoastră? Ați citit Biblia, știți, nu?
Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, primul punct din predica lui Pavel, sper să mă duc înainte, mai scrieți acolo, Oti, dacă să mă mai duc sau nu, că vreau să aud dacă mă mai duc sau nu mai mă duc, bine? El îmi dă din cap, da? Pavel s-a ridicat și primul lucru care l-a făcut, să nu credeți că eu sufer, eu, de o mentalitate biblică în care spune Dumnezeu este bun, Dumnezeu este bun, nu contează nimic, n-ai voie să vorbesc nimic rău. Departe de mine asta, eu nu sunt un predicator de genul ăsta ca să iau scamele de pe paltoanele sau costumele oamenilor, știți destul de bine că sunt unul dintre predicatorii incomozi și m-au făcut toți în tot felul, cum urlam și strigam și așa mai departe. Dar nu contează asta. Și Pavel s-a ridicat și primul lucru care l-a făcut este exact ce am făcut și eu până acum, că eu am început cu textul și acum Pavel este exact în mijloc și spune: trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fii scăpat de această primejde și de această pagubă. Punct. Noi nu avem drept să fim niște predicatori doar să mângâiem pe oameni și oamenii să ducă în iad mângâiați de lasă frate și să-l batem pe spate. Lasă că e bine, Doamne ferește de mai rău, mentalități românești. Lasă-mă că nu umblă sfinții pe stradă acum, lasă-mă că mai fi viață, că mai fi lume. Pavel i-a confruntat direct pe toți. Inclusiv pe șef, inclusiv pe cărmaci, pe ei prima dată. Și au zis, era bine să mă ascultați. Dacă mă ascultați și nu plecați din Creta, era foarte bine. Scăpam de naufragiul ăsta pe care de mai multe zile suntem între viață și moarte. Puteam fi salvați. Da. Iată un răspuns. Putem evita o grămadă de aventuri în viețile noastre dacă ascultăm de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Acum noi suntem în virus, în mijloc. Dar s-a terminat virusul ăsta și vine viața reală. Să nu uitați de predica asta. O să vă repun și o să mă repun după aia. O să fim tot atât de sensibili la Dumnezeu și ce spune Dumnezeu pe Biblie? Sau o să uităm? În mijlocul acestei crize, spunea cineva, zice, Gabi, acum inima oamenilor este grăzată, numai să spăți cum sub cuvânt toată lumea e gură cască. Cred. Și acolo în corabie erau toți. Nimeni nu comenta ce vorbești tu după zile în care nu au văzut luna și stelele și speriați și îngroziți și flămânți și nemâncați și bătuți de apă, uzi, înfrigurați cu moartea pe punte și printre noi, exact ca noi astăzi, cu moartea pe stradă, nici nu știi, mă duc în magazin, mă feresc după rafturi, mă duc, deci nu știm pe unde să plimbă virusul pe stradă, pe dincolo, nu știi, tot oricine este un pericol, eu sunt pericol pentru alții și alții sunt un pericol pentru mine. Am ajuns într-o grozăvie din și să ridică omul lui Dumnezeu acum și zice, trebuia să ascultați, punct, să nu uitați predica asta. Dar vreau acum să vă spun ceva. Vreau să vă sfătuiesc. Să fiți cu voie bună, frații mei. Mi-am notat aici, confruntarea 1. 2. Sfat, nu acuzare. Deci confruntarea asta nu este o acuzare. Confruntarea asta este un moment de bunătate a lui Dumnezeu care îți spune, ca și o mamă, dacă tu copile ascultai și nu te băgai în balta aia, hainele tale erau curate. Confruntarea asta este absolut necesară, asta ne salvează. Dar confruntarea nu trebuie urmată de condamnare. Și Sfântul Apostol Pavel zice, vreau să vă sfătuiesc, nu să vă impun. Vreau să vă sfătuiesc, deși sunteți aici pe corabie, vreau să vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, să fiți bucuroși. Vă dați seama ce paradox. Când ei simt spasmele morții în ei, că Pavel zice, puteați să evitați? Da, dar acum dacă n-ați evitat, ce să fac cu voi acum? Vreau să vă sfătuiesc, să fiți cu voie bună. Vreau să vă spun, să fiți cu voie bună. Sfat, nu acuzare. No, acum revin din nou la telefonul meu și la o grămadă din mesaje. Păi bă, câți dintre sfinții lui Dumnezeu care sunt sare și trebuie să dea gust, care sunt lumină și trebuie să lumineze, care trebuie să fie acolo să transmită prin roadele Sfântului Duh. Unde sunt roadele Sfântului Duh? Care înseamnă dragoste, bunătate, pace, bucurie, facere de bine, înfrânare. Unde sunt roadele? Pentru că toți oamenii ăștia în corabie îți flămânzi după ceva
care ei nu mai văd, nu mai simt, nu mai cred, sunt prăbușiți. Mai există undeva vreo șansă? Mai există undeva vreo sursă de bucurie? Unde să-mi bag eu telefonul? În ce priză să vină și pe telefonul meu? Dumnezeu să fie binecuvântat, va fi bine, va fi grozav, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e puternic, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne salvează, Dumnezeu ne vindecă, Dumnezeu ne eliberează, Dumnezeu ne binecuvântează, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este puternic. Uitați-vă la șarpele înălțat în pustie, după cum a fost înălțat șarpele, tot așa este înălțat și Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, să nu piară, zic de 1000 de ori, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșului, dorește viață. Căci atât de mult dorește Dumnezeu ca nici unul să nu piară, ci tot să fie la pocăință. Aleluia! Unde sunt mesajele astea? Când telefonul meu e bombardat de drama pe care Dumnezeu o transmite și sunteți terminați. Că n-ați fost pocăiți, n-ați fost serioși, nu v-ați rugat, n-ați fost buni. Acum să vedeți voi. Nu mai ați nicio șansă, să terminați cu toții. Bă, fraților, dacă suntem terminați, haideți să fim terminați atunci. Eu zic că nu suntem terminați. Abia acum este un timp prielnic pentru seceriș. Abia acum sunt holdele coapte. Eu nu văd un dezastru. Eu văd o mulțime, un lan nesfârșit de holde. Și îmi pregătesc în zilele astea unealta ca să recoltez. Îmi pregătesc unealta pentru că văd mulțimi de oameni care se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu. Văd în zilele astea mulțimi de oameni care s-au întors cu fața spre Dumnezeu. Chiar acum când predic, văd un seceriș. Văd oameni care se predau lui Dumnezeu. Văd oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Văd oameni care trăiesc niște consecințe a unor alegeri proaste, care spun stop, mă apropii de familie, mă apropii de copii și în felul ăsta mă apropii de Dumnezeu. Văd rugăciuni înălțate, văd jertfe de bun miros, îl văd pe Dumnezeu care se bucură de jertfa lui Abel, îl văd pe Cain transformat, îi văd pe ceilalți transformat, văd lumea lui Dumnezeu care clocotește de rugăciune, văd lucruri glorioase și frumoase, îl văd pe Dumnezeu în control situații, văd îngerii lui Dumnezeu care sunt împrăștiați. Vă rog să fiți cu voie bună. Predică Pavel într-o zi în care sunt în vârful crizei. Cine are curaj? Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei, în contextul lor de aici. Un înger al Domnului, atenție, popor al lui Dumnezeu, atenție, profeți care mă ascultați, atenție, predicator, nu vreau să vă dau lecții, vă spun ceva din Biblie, atenție mare, un înger al Dumnezeului a căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme. Aș vrea să spun ceva aici. Un înger al Dumnezeului a căruia sunt eu. Și aici nu vorbim de religie. Dragii mei, nu vorbim de religie aici. Aici vorbim de apartenență. A cărui sunt eu. Și nu numai că sunt eu, că dovada că aparține lui Dumnezeu este manifestată și dovedită în slujire. Căruia aparțin eu și căruia îi slujesc. Căruia aparțin și căruia îi slujesc. Mi s-a arătat azi noapte. Și mi-a adus un mesaj de la bunul Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus: Pavele, te-am văzut că ți-e frică. Eu, Gabi Zăgrean, sunt nespus miliarde de distanță de Pavel. Și eu mă tem. Și Dumnezeu mi-a spus: nu te teme, Pavele. Nu, te văd că te tem, că a spus el mai sus, pierdusem orice nădejde. Nu te teme, nu te teme. Pentru că tu ai o perspectivă. Tu trebuie să stai în fața Cezarului. Tu trebuie să mergi până la capăt. Și mai mult, îți spun ceva. Să fii puternic, Pavel, spun. Pentru că eu, Domnul, îți dau în criza asta pe toți din corabie. Eu îți dau în criza asta o biserică. 276 de persoane care înseamnă cârmaciu, care înseamnă stăpânul corabiei, care înseamnă sutașul, care înseamnă soldații, care înseamnă întemnițații și răi și buni și toți ce o fie acolo în corabie, ți-i dau pe toți 276. Știi cine ți-i dă? Eu, Dumnezeu, ți-i dau. Pavel, eu îți dau oamenii ăștia. Și de nu era naufragiul ăsta, nu aveai oamenii ăștia. Dar uite cum Dumnezeu ia lucrurile pe care noi le-am dus într-o direcție greșită și le transformă în niște lucruri binecuvântate. Pentru că cel care câștigă din toate lucrurile este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Azi noapte Dumnezeu mi s-a arătat. Revelațiile nu le ai numai în chilii sau undeva ascuns
prin peșteri. Le avem în mijlocul crizei. Le avem pe mare. Sfinții lui Dumnezeu, unii ar fi vrut să fim cu toții ocrotiți, noi pocăiții sau mari pocăiți din țara asta, că suntem și noi pe categorii, suntem pocăiți normali, pocăiți slabi și sunt pocăiți foarte buni, super pocăiți, deosebit de mari pocăiți și ăștia sunt undeva, nu-i vezi. Nici nu exista până acum pe piață. Numai ăștia slăbănogi am fost acum cu internet, cu Facebook și cu toate prostiile astea care acum se uită și-s pe ele. Dar în fine, și ăștia mari pocăiți între ghilimele, ăștia nu au fost vizibili. Au stat prin scorburi pe undeva, acum ies. Creștinii ăștia ies acum și acum când ies ei, vin cu revelațiile. Dumnezeu mi-a arătat, Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu mi-a... Acum ei devin cei mai vocali, cei mai prezenți. Nu vedeți? Cei mai prezenți sunt... Deci noi suntem zeu. Până acum voi, predicatorii care zic cu Biblia, cu asta, ia dați-vă la o parte. Ce aveți de spus? Nimic. Nu, fraților. Revelațiile nu se dau așa pe ascuns. Trebuie să fim în mijlocul bătăliei. Pavel era acolo, în mijlocul corăbii și acolo în furtună, în slăbiciunea lui, în disperarea lui, că de-a avut nevoie de la Dumnezeu, spune, nu te teme. Da? Eu, frate Gabi, te tem? Da. De ce te tem? Pentru că sunt om. Pentru că suntem în trupul ăsta. Și de ce ai nevoie de Dumnezeu? Pentru că sunt slab. Și de ce ai nevoie de Biblie? Ca să mă încurajeze. Și de ce ai nevoie de Duhul Sfânt? Să mă ridice. Și de ce ai nevoie de roade Duhul Sfânt? Ca să nu mă arăt eu partea proastă. Am nevoie de Duhul Sfânt în mine să iasă din mine Dumnezeu. Că dacă rămân eu, sunt mândru, sunt arogant, sunt firesc și așa mai departe. Și atunci revelația. Azi noapte Dumnezeu mi-a arătat un mesaj și mi-a dat un mesaj. Totul va fi bine. Nu te teme. Suntem aici astăzi și vreau să vă spun că și cred că datorită acestei crize Dumnezeu ne va da o biserică foarte mare. O biserică foarte mare. De oameni mântuiți care probabil dacă nu era criza asta nu li se muia inima. Că nu criza mântuie oameni, că criza nu mântuie pe nimeni. Oamenii sunt mântuiți de sângele lui Iisus Hristos, de credința în El și de pocăință, de înnoirea minții și de puterea Evangheliei în viețile noastre. Asta ne schimbă și asta ne mântuie. Dar furtunele și valurile vieții ne trezesc. Ne opresc, eu am spus de multe ori, mâna lui Dumnezeu prin încercări și prin asta și cuptoarele din viața noastră nu ne purifică, doar ele ne opresc. Cel care ne purifică este sângele lui Iisus. Cel care ne schimbă este Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care ne transformă este Duhul Sfânt. Sânge, Biblie și Duhul Sfânt. Ăștia sunt factori și resursele care ne schimbă viețile noastre atunci când noi ne lăsăm schimbat. Cuptoarele nu ne schimbă. Cuptoarele ne trezesc și ne opresc. Vântul ăsta nu a mântuit pe nimeni. Nu a fost un vânt sfânt. Nu a fost o furtună sfântă. A fost o furtună și un vânt normal, îngăduit de Dumnezeu, dar care a oprit pe loc. Și eu determinat să asculte un predicator care trebuia să meargă să fie judecat la Roma. Să-i asculte vorbele lui care nu i-a ascultat altă dată când a pornit, care nu l-a băgat în seamă, o băgat în seamă pe altcineva. Nu contează. Dumnezeu a mișcat roata istoriei și i-a dat lui Pavel o încurajare să se ducă până la cap și stai că n-ai terminat. Ai treabă. Pavel, ai treabă. Zice, nu te gândești amul la plecare sus, încă mai ai treabă. Și îți mai spun ceva, pentru că toate regiile astea apocaliptice ne taie pofta de slujire și gata, acum suntem, vine Domn, hai să stăm cu mâinile în sân. Nu bă, trebuie să mergem să ne facem treaba, e timpul de slujire, uite Dumnezeu, zice, Pavel, nu te gândi să te înnești, că se gândea probabil cum să neacă acum, cât e rău să mori înnecat. Discutam cu niște prieteni, bă, cred că e foarte nasol, zice, să mori asfixiat, să nu mai poți respira și făceam exerciții. Zice, nu mori, că tu cu ai treabă, Pavel, trebuie să te duci în față la Cezar, ai lucruri extrem de mari de făcut. Deci Dumnezeu îți dă perspectivă și îți mai spun ceva, îți dau și corabia și oamenii ăștia, pe toți îi dau ție. Vor fi copiii Domnului și vor fi mântuiți. Aș vrea să mă apropii să închei și să vă spun că creștinul trebuie să fie o sursă de liniște. Dacă ați uitat tot din predică, vă rog să nu uitați asta. Creștinul trebuie să fie o sursă de liniște. Ești? Suntem? Cât suntem o sursă de liniște pentru alții? Pavel a zis, vă rog să fiți liniștiți. Eu devin de acum, din partea lui Dumnezeu, sursa voastră de liniște. Sfinții lui Dumnezeu, care îl cunoașteți pe Dumnezeu și pe Hristos,
Dragi slujitori al lui Dumnezeu, trebuie să fim o sursă de liniște pentru oameni. Chiar dacă îi confruntăm cu problemele și cu păcatul, confruntarea asta nu înseamnă condamnare, ci confruntarea asta înseamnă aducerea lor la dragostea lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun că Apostolul Pavel a mers și a spus, știți ceva, corabia asta se va pierde, dar să știți că Dumnezeu este atent și la firul vostru de păr din cap. M-a ascultat? A zis, un fir de păr din cap nu se pierde în naufragiul ăsta. O parte o sfârșit-o, adică au ajuns cu toții pe țară, toți 276 au ajuns pe țară, pe o bucată de scândură, pe un butoi, nu contează cum a ajuns. Și Pavel a spus, dar nu, bă, un fir de păr din capul vostru nu o să se pierdă în chestiunea asta. Cred că una din problemele care le mai avem acum este felul cum l-am perceput noi pe Dumnezeu. Cum l-am perceput noi pe Dumnezeu? Credem într-un Dumnezeu mare? Credem într-un Dumnezeu care poate să fie atât de implicat în viața mea? Exact cum a spus, până și firele de păr din cap vă sunt numărate? Și se poate într-un naufragiu pe mare, în semenea furtun și bătuți de vânt, să îmi rămână toate firele la locul lor și eu când mă piaptă în dimineața, pleacă grămat? Se poate așa ceva Dumnezeu să meargă atât de profund în protecția a 276 de oameni care nici măcar nu au ascultat de omul care l-a pus Dumnezeu acolo? Da, se poate. De aceea, Dumnezeu să vă întărească pe dumneavoastră și pe mine. Sper, cred și mi-am dorit foarte mult ca sursa aceasta, predica asta să fie o sursă de liniște pentru dumneavoastră. Nu de spaimă, ci de liniște. Cred că vom ajunge toți la țărm. Pentru că cel care ne va ajuta să ajungem la țărm este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt, este Dumnezeu. Și Pavel le-a spus ceva care aș vrea să fie și îndemnul meu final. A zis, vreau să vă rog ceva. După ce i-a dat Dumnezeu în mână, ce înseamnă un mesaj, de la Dumnezeu, după ce i-a dat Dumnezeu în mână pe toți, cu cârmaci, cu șef, cu sutași, le-a zis, știți ceva? Oamenii ăștia de 14 zile n-au mâncat. Știți ce trebuie să faceți voi acum în corabie? Zice, la masă. Mai aveți ceva pe bucătărie? Avem, că am luat din profi, din peni, ne-am umplut cât am putut noi port bagajele. Aveți ceva să... Uite acum, după ce termin predica, zice Pavel, zice fratele Gabi Zăgrean, vreau să vă pune să mâncați. Să mâncați. Că voia bună, când ești cu voie bună, pui masă. Mai ales dacă ai și ce pune, o aruncat încărcătura, o să mai arunce după asta, nu vă mai țin la predică și alte lucruri. Dar, zice, bă, avem aici niște mâncare. Nu știu ce au avut ei acolo. Și zice, acum vă rog să mâncați. Căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră. Și nu zice să pierde nici un fir de păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Uite, am citit Biblia și am aflat ce a mâncat Pavel. Pâine! Adică după ce termin predica asta, sigur o să ne și rugăm, vă rog să vă duceți toți la masă. Dacă puteți să mâncați, să vă frângeți pâinea, să mulțumiți lui Dumnezeu, să frângeți pâinea și să stați cu familia la masă. Într-o părtășie sfântă și curată, cei care putem, cei care sunteți în spitale, ne vom ruga pentru dumneavoastră și vom împărți în rugăciune o altă pâine. Este pâinea vieții, care este credința în Iisus Hristos Domnul. Și ne vom ruga acel care cunoaște și firele de păr din cap să vă vindece și să vă binecuvânteze. Uite că Mariana mi-a pus un ceas acolo că să-l văd. Și mi-a zis cât predic. O oră și 5 minute. Acum e în regulă. Că oricum sunteți în casă și mi-au zis și copiii noștri că e mare plictiseală câteodată în zilele astea. A timpul se scurge. Cred că s-a scurs cu folos. Să nu uitați de ascultarea de Dumnezeu. Să nu uitați că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Să nu vă lăsați prinși în filozofia mulțimilor, că vă poate târâ unde nu puteți să credeți. Să nu vă credeți stăpân pe țintă, că nu sunteți și nu suntem niciunul dintre noi. Și să țineți minte, ca oamenii lui Dumnezeu avem un rol fantastic. Trebuie să confruntăm pe oameni cu problemele? Da.
dar să nu-i condamnăm. Trebuie să-i sfătuim, da. Trebuie să fim surse de liniște, da. Trebuie să fim sare, da. Trebuie să fim lumini, da. Trebuie să fim binecuvântare, da. Când străbat aceștia valea plângerii, v-am mai spus într-o seară, spuneți dumneavoastră, Sfinții lui Dumnezeu, în ce trebuie să prefacem noi valea plângerii? Păi după unii, să mă iertați că joc o piesă acum, după unii, valea plângerii trebuie să devină maia plângerii. După ce plâng toți oamenii, venim noi și o facem mai adâncă. Așa vă trebuie, așa meritați. Nu, fraților. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și o ploaie de sus o acopere cu binecuvântări. Și după zile de naufragiu, Dumnezeu prin poporul său aduce liniștea. Uitați-vă ce liniște în corabie, aduce pacea, aduce perspectiva, aduce siguranța, aduce protecția, aduce în corabie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu căruia aparțin, Dumnezeul căruia îi slujesc, Dumnezeu ăsta are îngeri, Dumnezeu a trimis un înger azi noapte. Fraților, nu este doar negură, nu este doar furtună, nu este doar eurachilon, nu este doar virus, nu este doar moarte, nu este doar spaimă, nu este doar știri negative. Există Dumnezeu, există îngeri, există lumină, există legătură, există oameni, există Duhul Sfânt, există miros, există gust, există pipăit, există masă, există pâine, există hrană. Există Dumnezeu cu adevărat, există. Și acum ar trebui să vedem mai mult ca niciodată mâna lui Dumnezeu peste România, mâna lui Dumnezeu mai puternică decât vântul, mâna lui Dumnezeu mai puternică decât valului, vocea lui Dumnezeu mai puternică decât vocea oamenilor. Că dacă oamenii au ajuns să spună Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să binecuvânteze România, Sfinții lui Dumnezeu, nu aruncați peste oameni prăbușirea și îndoiala, aruncați peste oameni Duhul credinței, aruncați peste oameni Duhul vieții, aruncați peste oameni propovăduirea lui Dumnezeu, ca oamenii să se ridice din disperare, din spaimă, din moarte, din primejdii și să înalțe pe Cel care merită să fie înălțat. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Până la capăt trebuie să fim niște aducători de vești bune, pentru că Iisus Hristos ne-a spus: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Vestea bună a Evangheliei, vestea bună a Evangheliei. Și noi toți ucenicii Domnului suntem mesagerii unei vești bune a împăcării omului cu Dumnezeu. Stimată biserică creștină evanghelică, faceți-vă treaba în zilele acestea și împrăștiați vestea bună a Evangheliei și confruntați pe oamenii cu nevoile lor, dar aduceți-l la Cel care îi poate mântui, îi poate salva, îi poate proteja, îi poate vindeca. Că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îmi spune și îți spune, a pregătit un mare seceriș care nu va fi, care deja este. Căci atunci când Dumnezeu i-a spus în noaptea aceea lui Pavel, i-a spus: te duci la Roma, ai o perspectivă, vei sta în fața lui Cezar, dar să mai spun ceva, oamenii aceștia ți-i dau, îți ai mei și ți-i dau pentru ca să fie salvați. Așa că să ne uităm în felul ăsta la lumea asta și prin ochii ăștia la lumea lui Dumnezeu. Să plecăm capetele și acolo unde sunteți să ne rugăm și să mă susțineți în această rugăciune. Doamne Dumnezeule, care ții în mâna Ta noaptea și ziua, care ții în mâna Ta norii și vânturile și furtuna, care, așa cum ne-ai spus prin cartea Ta, răstorni și pui pe împărați. Tu ești Dumnezeu care ții în mâna Ta toate lucrurile și pământul cu tot ce este pe el este al Tău, Doamne. Că nimic nu se întâmplă fără știrea Ta. Că așa cum Duhul Profetic a spus, glasul Domnului răsună. Glasul Domnului răsună pe ape. Glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului este puternic. Glasul lui Dumnezeu este implicat în creație. Glasul Domnului face cerba ca să nască. Glasul Domnului și în locașul lui totul strigă slavă. Tu vorbești, Doamne, și cei care au urechile deschise pot să audă vocea Ta. Suntem aici, Doamne, în această seară, în fața Dumnezeirii Tale, în fața puterii Tale. Nu suntem aici în fața resursurilor noastre, că am fi fost pierduți de vii. Dar Tu ne-ai spus prin cuvântul Tău și istoria o dovedește. Dacă n-ai fi fost Tu de partea generațiilor de oameni până astăzi, ar fi fost înghițiți.
de vii, de boli, de suferințe, de viruri și de molime, dar tu ai fost de partea omenirii din generație în generație până în ziua de azi. Și tu vei fi și de partea noastră în zilele acestea cu nor, cu spaimă, cu îngrijorare, ca rob al tău împreună cu alții sute care sunt, Doamne, împreună cu noi în aceste momente. Ne rugăm înaintea ta și spune, Doamne, atinge România! Te rog, Doamne, împreună, că Tu ai spus că dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru în numele Tău, Tu îl vei da lucrul acesta. Mă rog, Doamne, împreună cu toți sfinții Tăi, atinge-Te de România și cerem în numele Lui Iisus Hristos că această molie să se oprească. Stăvilește-o și oprește-o, Doamne. Mustră, Doamne, acest virus, Doamne, în numele Tău, precum ai mustrat vântul și marea și s-a făcut o liniște mare. Ridică-Te, Doamne, Tu care ai umblat pe mare, ca pe uscat. Ridică-Te, Doamne, deasupra acestei situații, Doamne, și într-o lume disperată adu liniștea Ta, pacea Ta și fă să se cunoască că Tu ești un Dumnezeu viu și un Dumnezeu adevărat și că noi suntem slujitorii Tăi și că noi îți aparținem Ție și că noi nu suntem niște oameni oarecare, că suntem lumina lumii, că suntem sarea pământului, că noi biserica Ta, suntem soluția Ta în lume, că sfinții Tăi sunt mâna Ta în lumea aceasta și că Tu ești aici, Doamne, să oprești nelegiuirea și cel care poate opri o nelegiuirea este trupul Tău în lume. Tu ești capul bisericii și Tu conduci, Doamne, lumea prin biserica Ta. De aceea, Doamne, arată-ți puterea Ta izbăvind oamenii din dureri și din probleme pentru cei care sunt bolnavi în spitale, care sunt în terapii intensive, pentru medici, pentru asistențe, pentru muribunzi. În numele Tău ne rugăm, Doamne, vindecă-i și pe cei care sunt nemântuiți, mântuie-i, Doamne, și de-ai decis pentru unii să-i duci din lumea aceasta. Doamne, dă-le acolo în spital, dacă nu pot să se roage cu rugăciuni, Doamne, verbalizate, în timp ce aud într-un fel sau altul șoapte din partea Ta, ajută-i să se împace cu Tine și de acolo din terapii intensive, dacă se roagă și spun, Iisuse, ai milă de noi și primește-ne, Iisuse, în sângele Tău care a curs pe cruce, mă rog să-i speri, să-i mântuiești, să-i curățești și să-ți ridici, Doamne, oameni în ziua aceea a care va veni a împărăției Tale, care vor fi fost câștigați din timpul crizei acestui virus, Doamne. Și Tu vei umplea, Doamne, împărăția Ta de oameni care sunt gata să se predea Ție, Doamne, și să spună, da, mă predau lui Dumnezeu că nu știu ce urmează, nu știu ce se întâmplă în zilele următoare, dar acolo unde sunt, Doamne, mă predau Ție cu toată inima. Binecuvântează poporul Tău, binecuvântează lumea întreagă, Doamne, binecuvântează președintele, guvernul, parlamentul, senatul și camera deputaților, binecuvântează în special medicii, poliția și tot ce înseamnă autoritate. Doamne, unește-ne în Tine și în rugăciune se înalță, Doamne, ca o jertfă de bun miros. Așezăm numele Fiului Tău, Iisus Hristos, ca o pecete și ca o putere pe care nu poate învinge nimeni și care ești, Doamne, la controlul istoriei și care l-ai condus pe Pavel până în fața cezarului și dacă a vrut să fie oprit de valuri, de furtuni, de diavolul, de planurile lui, Tu Te-ai ridicat, Doamne, și l-ai apărat. Du-ți lucrarea la capăt. Du-ți viziunea pe care o ai pentru popor până la capăt. Iar noi suntem aici să spunem, suntem aici la dispoziția Ta. Cheamă-ne, Te vom asculta. Cerem iertare pentru neascultare. Cerem iertare pentru ezitare. Cerem iertare pentru că ne-am crezut stăpâni pe țintă. Cerem iertare, Doamne, pentru că am ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânii lumii decât de Tine. Cerem iertare că mulțimile ne-au dictat agenda. Cerem iertare că mulțimile ne-au influențat viețile și deciziile și alegările noastre. Ne separăm astăzi de toate aceste atitudini și spunem, ascultăm de Tine mai mult decât de oameni. Ne încredem în ținta care este împărăția Ta. Ne încredem în adevărurile Tale. Și indiferent cât de puțin sunt oamenii care caută fața Ta, vom rămâne de partea celor mici și puțini și ne vom crede în Dumnezeul care este mare, dar cu Tine vom fi întotdeauna mai mult decât biruitori. Toate le-am cerut, Tată, în numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt ne închinăm înaintea Ta. Amin. Vreau să vă mulțumesc din toată inima. Nu știu săptămâna asta dacă ne vom mai reîntâlni. O să văd. În general, nu-mi place să promit lucruri.
va conta și ce îmi va spune Duhul lui Dumnezeu mie personal și va conta și ce va spune Duhul lui Dumnezeu prin dumneavoastră. În rest, eu vă iubesc, vă binecuvântez și așa parcă aș vrea să încerc puțin iertare că v-am ținut atât de mult. Dar pentru că n-ați mers la biserică numai online, cred că ați fost destul de confortabil și ați putut să aveți un ceai, ceva lângă dumneavoastră și n-a fost un efort prea mare. Să fiți binecuvântați și să nu uitați, fratele Gabi are o frază a lui care prietenii mei, mai ales din Speranța și cei apropiați mie, cum ar fi și Cristi și Emma, o știu pe de rost, dar și ceilalți, Ionuț și toți ceilalți o știți, vă iubesc și vă prețuiesc. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.